Bună seara, doamnelor și domnilor, și Hristos a înviat! Bine ați revenit la emisiunea Interviul Agro TV. Sunt Camelia Varga, gazda dumneavoastră, în fiecare săptămână, aici, la televiziunea Agro TV, pentru dumneavoastră. În această săptămână luminată, binecuvântată, în care eu vă doresc să aveți sărbători cu bucurie, cu pace și cu liniște, vreau să vă aduc în case un invitat pe care îl consider, în primul rând, un om deosebit. Este avocat, om politic, senator, a fost ministru, este vicepreședintele Senatului, dar în această emisiune eu doresc foarte mult să vedeți cine este omul din această seară. Pentru că nimic nu este întâmplător în această viață. Și acest om a urcat de undeva. A pornit de undeva. Haideți să vedem. Bine ați venit, domnule senator Adrian Țuțianu. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și urez tuturor o seară bună. Ce mai faceți, domnule senator? Ca de obicei muncesc, nimic special. Dumneavoastră ce munciți de postului. Ce aveți în fișa postului? Dar dumneavoastră, dacă se poate spune, după câte știu eu așa, se poate spune că munciți 24 de ore din 24. Nu chiar, dar o zi de muncă obișnuită are între 12 și 14 ore. Nu de acum, ci de foarte multă vreme, indiferent că am lucrat în sistemul public sau în sistemul privat. După cum văd și telespectatorii, noi suntem într-un cadru foarte frumos și aș vrea să ne spuneți unde ne aflăm și asta vi se datorează dumneavoastră. Ne-am bucurat enorm că suntem aici și că putem filma aici. Da, locul unde suntem mi se datorează lui Constantin Brâncoveanu. Mie mi se datorează, dacă doriți, și Consiliul Județean Dâmbovița pe care l-am condus între 2012 și 2016, realizarea unui proiect de reabilitare a Palatului Brâncovenesc de la Potloci. Deci suntem la Comuna Potloci. Comuna Potloci, județul Dâmbovița, este un palat construit înainte ca Constantin Brâncoveanu să devină domnitor, la 1698, cred. Acest palat a traversat vremurile, a rămas și am găsit după 1990 clădirea principală în care ne aflăm și a fost reconstruit totul pe un proiect european în programul operațional regional 2007-2014. Palatul a fost finalizat în anul 2015, pe 29 noiembrie 2015, în prezența mai multor personalități centrale și locale, am inaugurat acest palat. Din dorința mea ca, și totdeauna mi-am dorit, ca de 1 decembrie, nu? Când aniversăm o sărbătoare națională importantă pentru noi, să ofer ceva locuitorilor din județul Dâmbovița. Foarte și frumos, felicitări, foarte frumos. Pentru 1 decembrie 2015 a fost Palatul Brâncovenesc. Eu am înțeles că dumneavoastră ați intervenit, puteau să fie și bani, dar doar pentru că dumneavoastră ați insistat foarte mult să aici se facă acest lucru. Am stat zile întregi cu cizme de cauciuc în picioare, am mers pe șantier. Este mândria mandatului meu, am făcut multe lucruri importante. Și va rămâne asta, chiar dar va rămâne. Acest palat brâncovenesc este așa o mărturisire peste veac a importanței unei domnii, a lui Constantin Brâncoveanu, o domnie, ca să spun așa, europeană, pentru că Brâncoveanu a fost printre cei care au gândit la ideea aceasta europeană legată de țările române. Cum a fost copilăria lui Adrian Țuțianu? Frumoasă, dar și grea. De ce grea? Păi, câteva lucruri așa care sunt mai puțin cunoscute. Sunt născut în Comuna Malu cu Flori, județul Dâmbovița, într-un sat Micloșanii Mari, undeva pe niște dealuri. Ca să merg la școală, de exemplu, clasele 5-8, 4 km și jumătate pe zi dus, 4 km și jumătate întors. Pe atunci nu exista nici microbuz școlar, nu exista nici transport public în comun. Toate lucrurile astea le-am făcut în fiecare zi pe jos,
până când am terminat școala generală. Suntem 4 copii, am muncit de mici, toți. N-ați stat în casă și din contra? Nu, am muncit foarte la mult. La câmp? La câmp, la coasă, la fân, la cules de fructe, la tot ce înseamnă, la creșterea animalelor, tot ce înseamnă viața unui om din mediul rural, în zona premontană. Și cum sau ce v-a determinat să porniți din acel loc? Dumneavoastră proveniți dintr-o familie simplă, dar muncitoare. Ce v-a determinat să mergeți mai departe și să aveți vise? Presupun că ați visat să ajungeți într-un anumit loc sau... În general mi-am dorit să depășesc situația de la care am plecat. Am avut șansa unui bunic autodidact, absolvent de școală de meserii, trăiește și astăzi, are 97 de ani și jumătate. Mulți înainte cu sănătate. Un om care mi-a deschis ochii și m-a învățat să citesc, m-a învățat să citesc ziarul, mi-a deschis orizontul marii literaturi. De la bunicul meu am moștenit, dacă vreți, și dorința de a face mai mult. Am făcut un liceu de chimie industrială. Dar nu l-ați făcut în județul Dâmbovița? Nu, în Câmpul Lung Mușcel, pentru că comuna Malul cu Flori, administrativ, este aproape de Câmpul Lung, sunt 40 de kilometri. Înainte de 1968, Malul cu Flori ținea de raionul Mușcel, cum era împărțirea administrativ-teritorială. Când m-am uitat pe CV-ul dumneavoastră și am văzut, ați zis, dar de ce Câmpul Lung Mușcel și nu Târgoviște? Acolo am mers, da, m-am bunicul meu lucra atunci la Câmpul Lung, tata lucra la Câmpul Lung. Foarte mulți oameni din comuna Malul cu Flori lucrau în Câmpul Lung Mușcel. Am făcut liceu de chimie industrială, dar înclinațiile mele au fost mai mult spre zona umanistă. Eram foarte bun la ceea ce semna atunci filozofie, economie, politică, istorie, geografie, literatură. Și atunci am decis, așa oarecum în contradicție și cu profesor, cu diriginta clasei, chiar și cu familia, că drumul meu este într-o altă direcție și am decis să mă pregătesc pentru facultatea de drept într-o perioadă în care erau între 25-30 de candidați pe un loc. În 1983 am intrat la facultatea de drept de la Universitatea din Sibiu. Am făcut armata un an de zile. Deci ați făcut-o la Sibiu? Nu. Am făcut armata un an de zile și regimul de atunci a luat decizia desființării facultăților de drept din orașele mai mici și au rămas 3 facultăți, București, Iași și Cluj. Revin la copilărie, pentru că știu că din acel loc a fost cel mai important pentru evoluția dumneavoastră. Pentru că am impresia că dacă poate, ați fi crescut într-un mediu poate mult mai prielnic, cu niște părinți care să vă faciliteze multe lucruri, cu siguranță poate drumul nu ar fi fost atât de crescător, dar în același timp nici nu ați fi depus atâta muncă. Și vreau să vă întreb, cum erau sărbătorile în casa familiei Țuțuianu? Erați 6 persoane. Da, am fost chiar 7, pentru că un bunic a locuit cu noi. Aha. Bunicul din partea tatălui, bunicul de care v-am vorbit, autodidact, este bunicul din partea mamei. Sărbători frumoase ca la țară. Paștele era Paște, de Revelion întotdeauna mergeam cu plugușorul. Așa. Până aproape am terminat liceul. Era un plugușor care începea seara la 6, la 18 se termina undeva dimineața la ora 4. Parcurgeam toată comuna. Eu eram responsabil de buhai. Eram cel care spunea plugușorul. Uneori ne mai deghizam. Am fost deghizat și în moș și în babă. Ați avut o copilărie? Aveam și ursul cu noi. Deci, un sărbători tradițional. Frumoasă. O copilărie, v-am spus, am muncit mult, dar și frumoasă. Dar ce v-ați dori când erați mic să deveniți? Ați vrut să deveniți avocat? Sau nu mi-am, nu mi-am propus. Nu aveam în familie pe cineva care să mă îndrume foarte exact. Poate că mă gândeam să devin profesor,
Probabil că dacă n-aș fi făcut facultatea de drept, aș fi făcut-o pe cea de istorie sau literatură. Uite, am uitat să specific că sunteți conferențiar universitar, facultatea Sunt conferențiar universitar, am descoperit interesul pentru drept la liceu. Am avut șansa unui profesor de științe sociale foarte bun, profesorul Ariciu din Câmpul Lung Moșcel, foarte pretențios, care m-a apreciat și care mi-a îndrumat pașii spre această profesie. Am făcut facultatea cu plăcere, am simțit că am chemare pentru lucrul acesta. Puțină lume, și, cred că simte lucrul ăsta. Cred că este o facultate care generează deschideri profesionale importante și în același timp și o facultate care îmi vine să spun o parte mai tehnică cu o deschidere culturală importantă. Dumneavoastră sunteți și doctor în drept comercial. Cred că este important să spun că sunteți și absolvent al Colegiului Național de Apărare în 2010, parcă ați... Da. Dar profesia dumneavoastră mai întâi care a fost? Mi-am început activitatea ca inspector de specialitate în Consiliul Popular Județean Dâmbovița în 1988, după terminarea facultății. Am fost șeful promoției pe specializarea drept economic administrativ. Felicitări! Apropo de internet, dacă citiți pe internet, unii au scris că sunt unul care abia a terminat facultatea Târâși Grăpiș. Am terminat cu 998 facultatea de drept. Da, știam. Am venit la Consiliul Popular Județean, am avut șansa Revoluției din 89, am urcat rapid, șef de birou, șef de serviciu, director adjunct al direcției juridice din Consiliul, din Prefectura Dâmbovița, cum era în anii 90. Apoi am fost consilier al prefectului, funcție care era de funcționar public, nu o funcție la cabinetul demnitarului, la vremea respectivă. În 1996 am decis să plec din administrația publică, simțeam că așa, de ce? Nu mai am mare lucru de învățat și mă plafonez. Am lucrat 3 ani de zile în societăți comerciale de pe piața de capital. Am și nu v-a fost teamă așa ceva. Să plecați și să renunțați și să... Nu. Mama săracă îmi spunea tot timpul, mamă, de ce ai plecat tu? Apoi am intrat în avocatură, am făcut o firmă de avocatură care a pornit cu un asociat. Am ajuns să am o firmă de avocatură importantă cu 10 avocați aproape angajați, la nivelul ei cel mai de sus. Asta a fost în 1999. În 99 am început. Prima lună am avut un client, am câștigat 700 de lei. Apoi sigur că am avut rezultate foarte bune în avocatură, până în 2012, când am devenit președinte de Consiliul Județean și avocatura este incompatibilă. Dumneavoastră ați intrat în politică în anul 1998. De ce ați considerat că este important sau că acesta ar fi un drum pentru dumneavoastră? Păi, am avut la un moment dat o discuție cu mine însumi și m-am gândit ce pot să fac mai bine în viață și să îmbin avantajele, da? Și să cântăresc corect dezavantajele. Și atunci mi-am spus așa, că vreau să am o situație financiară mai bună și m-am gândit că din avocatură pot să câștig mai bine. Judecător, poți să ai venituri mai bune, dar nu-i stilul meu. Procuror, aș fi putut să fiu unul bun. De ce nu este stilul dumneavoastră? Pentru că nu sunt genul să stau 6 ore, 7 ore la un birou să ascult pe că toată lumea. Trebuie să fiu pe mișcare. Da. Procuror, aș fi avut rezultate bune, mă pricep la a scoate anumite lucruri la suprafață, dar nu mi-a plăcut niciodată ideea de subordonare a procurorului și atunci am spus că pe stilul meu cel mai bine merge avocatura. Apoi, pentru că îmi plăcea foarte mult activitatea didactică, am decis să-mi construiesc și o carieră universitară și în al treilea rând m-am gândit că în politică e nevoie de oameni care pot și știu să facă ceva mai bine decât marea masă a oamenilor și cred că n-am greșit. Foarte mulți dintre cei care mă cunosc spun că am înclinație spre politică și am încercat să fac politică foarte aplicat.
conștiincios, nu m-am așa plimbat prin nu știu câte partide politice. Din perspectiva evoluției mele personale, n-am putut să uit că vin dintr-o familie numeroasă cu anumite dificultăți financiare și că, într-un fel, trebuie să mă regăsesc prin politicile pe care le promovez în sprijinul unor categorii sociale mai defavorizate. Dacă ar fi după cum gândesc astăzi, poate că cel mai bine m-aș regăsi într-un curent care teoretic există, practic mai greu de transpus, un curent social-liberal. A încercat Tony Blair ceva de genul ăsta sau a încercat cândva APR-ul să promoveze pe scena politică românească, din păcate lucrurile nu au reușit. Susțin ideile acestea de solidaritate, de sprijin pentru categorii sociale defavorizate, de sprijin pentru cei care trăiesc din muncă. Pe de altă parte, am suficient de multă deschidere spre ceea ce înseamnă economia de piață. Adică, personal, consider că piața trebuie să fie liberă, să producă, dar o parte din ceea ce produce piața trebuie gestionat și redirecționat de stat pentru sprijinul celor mulți. Și aici nu mă refer la ajutare sociale, cum ar înțelege cineva. Când facem un sistem de sănătate mai bun, înseamnă că venim în sprijinul celor care au mai puține resurse, că nu toată lumea merge la Caș, la Viena. Când vorbim de activitate culturală, accesul la spectacol de calitate, nu? Și la evenimente culturale trebuie să fie pentru toată lumea. Dacă facem o bibliotecă publică, e pentru toată lumea. Dacă facem, știu eu, drum, apă, canal, este pentru toată lumea. Sunt politici sociale, în fond, și nu țin neapărat de doctrine. Eu v-am cunoscut ca președinte al Consiliului Județean. Cum a fost acea perioadă din 2012 până în 2016? A fost o perioadă foarte dificilă, din mai multe motive. În primul rând că am preluat Consiliul Județean Dâmbovița cu aproape 1400 de miliarde datorii la Consiliul Județean și instituții subordonate. În al doilea rând, am preluat într-o perioadă în care majoritatea președinților de consilii județene au avut probleme majore. Și pentru că poate unii au greșit, dar și pentru că unii dintre ei au fost ținte. Dacă ne uităm astăzi la ce se întâmplă în viața politică și dezvăluirile care apar. În al treilea rând, am venit după un lider din Partidul Democrat Liberal, care a fost puternic. Unii credeau că nu-l voi bate niciodată. Și a trebuit să arăt că sunt mai puternic decât el. Am avut proiecte multe, am pus în practică proiecte multe, am avut și o perioadă în care m-am simțit și documentele au arătat tot timpul urmărit, supravegheat. Sigur. Dar este perioada în care cred că am putut să arăt că sunt un lider politic și de administrație important, care are idei, care are o anumită viziune de dezvoltare. Și în 2016 sunt primul președinte în Dâmbovița care și-a câștigat al doilea mandat. De ce? Pentru că am venit cu un proiect Dâmbovița 2025, în care am pus la oaltă experiența proprie, într-o mare măsură, și experiența altor colegi de-ai mei din organizație. M-am simțit foarte bine și e un loc în care m-aș întoarce oricând, în funcția de ministru al Apărării Naționale. Dacă stau să mă gândesc unde sunt mai util, sunt senator. Acum. Dar cel mai bine cred că mă pot exprima în executiv. Sunt un om de acțiune, un om care merge pe teren, un om care este în contact cu timpul cu toată lumea, un om care culege problemele și caută totdeauna soluții. În 2 luni de zile, cât ați fost ministru, ați reușit să puneți la punct foarte multe probleme de acolo și ați inițiat proiecte foarte bune pentru România. Am inițiat, nu știu, se discută poate mai puțin acum. De exemplu, programul acesta de înzestrare a armatei a fost aprobat la începutul mandatului meu. Decizia, de exemplu, de a achiziționa rachete Patriot poartă semnătura mea și
rachetele HIMARS, al doilea proiect, poartă semnătura mea. Sunt mai multe lucruri pe care le-am pornit, regret și astăzi că n-am putut să stau mai mult la acel minister, pentru că aveam determinarea, aveam și curajul, cred eu, și pregătirea și priceperea necesară de a pune în aplicare un program care să aducă forțele armate din România la un nivel care să fie pe deplin compatibil cu ceea ce înseamnă alianța din care facem parte, NATO. O să vreau, după pauza de publicitate, să vorbim puțin ce înseamnă să lupți în această viață. De exemplu, dacă ne vede un tânăr și e la început de drum, ce înseamnă să lupte, ce înseamnă, cum vă ridicați dumneavoastră, cum v-ați ridicat dumneavoastră după ce ați plecat de la Ministerul Apărării, ce înseamnă să fii învingător și multe alte lucruri aș vrea să vă întreb despre dumneavoastră, cum reușiți. Așa că, dragi telespectatori, pauză de publicitate, revenim!